Salutare, dragilor! Bine ați revenit la Pepiniera Sibiu Camelia pentru un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre begonia curgătoare și modul în care putem să o îngrijim iarna și să o facem să reînflorească anul viitor. Există trei metode prin care puteți face begonia curgătoare să treacă iarna, funcție de condițiile pe care le aveți. Adică dacă stați la bloc, stați la casă, aveți pivniță, nu aveți pivniță, aveți o debarau, cămară sau pur și simplu aveți spațiu în casa voastră la lumină și căldură. Metoda 1 este prin păstrarea ghivecelor la întuneric și rece, adică într-o pivniță, dacă aveți un garaj întunecat. Ei bine, odată ce vine sezonul rece, begonile vă vor arăta singure când a venit momentul să le protejați prin această metodă. Tijele florale ale begonilor devin mai apoase și încep să piardă frunzele. Testați rezistența tulpinelor de la nivelul solului. Acestea trebuie să se rupă ușor printr-o mică pognitură. Dacă acest lucru nu se realizează, mai așteptați câteva zile până când acestea se rup ușor. Curățați solul de toate tulpinele și eventual efectuați un ultim tratament împotriva ciupercilor și dăunătorilor. Introduceți ghivecele curățate într-o pivniță sau depozit întunecat. Atenție la temperatură. Aceasta nu trebuie să fie mai mare de 80 grade Celsius, dar nici să nu scadă sub temperatura de îngheț. Metoda 2 este prin scoaterea tuberculelor din pământ, adică din ghivecele pe care le aveți, sau dacă ați plantat-o direct în pământ, puteți scoate tuberculi. În regiunile cu ier reci, este necesar să scoateți tuberculii begoniei curgătoare din ghiveci și să îi păstrați în interior peste iarnă, mai ales dacă nu dețineți un loc unde să le păstrați la căldură sau în pivnițe. Pentru a scoate tuberculii, urmați acești pași. Curățați tulpinele, conform indicațiilor la metoda anterioară. Rețineți că tijile trebuie să se desprindă ușor, fără să forțați. În caz contrar, mai așteptați până când acest lucru se poate realiza ușor. Udați bine ghiveciul cu planta înainte de a o scoate. Scoateți pământul din ghiveci și îndepărtați cu grijă solul din jurul tuberculilor. Clătiți tuberculii cu apă caldă pentru a îndepărta orice sol care ar putea rămâne. Puneți tuberculii într-un recipient cu nisip umed sau turbă sau păstrați-i în cutii de carton bine aerisiți la loc uscat. Așezați recipientul într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Metoda 3 este păstrarea ghivecilor cu begonii fără să le curățăm în casă, în apartament, la căldură și lumină. Udați planta doar atunci când solul este uscat la atingere. De asemenea, trebuie să reduceți cantitatea de îngrășământ pe care îl oferiți plantei în timpul iernii. Dacă temperatura din interiorul casei dumneavoastră scade sub 10 grade Celsius, este posibil să fie necesar să mutați ghifeciul cu planta într-o cameră mai caldă. În concluzie, dragilor, pe scurt, de fapt, aș vrea să vă spun că begonia curgătoare este o floare foarte rezistentă, foarte colorată, foarte multe tipuri de culori și nuanțe, multe forme de flori, multe forme de frunze și poate trece cu ușurință iarna, astfel încât să vă bucurați nu numai anul următor, cât mulți ani înainte de ea, dar trebuie să țineți cont de ce v-am spus până acum, de condițiile pe care le aveți, aplicați metoda dorită. Mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Vă mai așteptăm la un alt episod pe data viitoare. La revedere!